La ora 20:46 de minute în Banat, mai exact, în zona Aradului. Este în direct cu noi prin telefon domnul Mihai Diaconescu, cercetător la Institutul pentru Fizica Pământului. Bună seara! Ce informații ne puteți da în legătură cu acest cutremur, vă rog? Da, deci acest cutremur a avut loc, ca să localizăm mai bine, la sud de Mureș și la nord de localitatea Zăbrani. Adâncimea dată de INFP este de 12 km. Pe site-ul USGS nu a apărut. Pe site-ul nemțesc, care se ocupă de cutremure, a apărut, dar a apărut la o adâncime de 2 km. Nu avem încă soluție de plan de falie la el. Intensitatea fiind factorul care reflectă răspunsul sau, mă rog, efectele asupra oamenilor și clădirilor, este undeva în partea inferioară a intervalului de simțire ușoară, deci mai puțin de moderată, ușor spre fără efecte. Este situat la intersecția două falii, una cu orientare nord-vest-sud-est, falia Lugoș-Zăran, și o falie perpendiculară pe aceasta, falia Calace. Deocamdată astea sunt informațiile. Specifică intensitatea este o intensitate instrumentală, nu este cea dată de populație pe site-urile de specialitate. Sigur, e și un interval scurt de timp. Urmează ca într-o oră, două, să apară și primele evaluări ale soluției de plan de falie, ca să vedem mai bine pe care un... Da. Ca să înțelegem mai bine, când a fost ultima dată un cutremur în acea zonă, domnule Mihai Diaconescu? Da, vă dați seama că e cam greu să le ții minte, ele, cutremurile, petrecându-se câteva zeci pe zi. Sunt frecvente sau este un fenomen absolut neobișnuit? Cum nu, nu este un efect neobișnuit, un cutremur neobișnuit pentru zonă, pentru că acolo au mai avut loc cutremure de diverse magnitudini. Mai așa, de curiozitate, vă spun că în zona au fost, de-a lungul timpului, în 1988, de exemplu, unul de 3,9, unul de 4,7 în 91, în 1902-38, în 13-35, 3-8, iarăși 4-7-4-5. Deci au fost cutremure de asemenea magnitudine și mai la nord chiar și de 5. Da, am avut acel val de cutremure care cuprinsese Gorjul și vorbeam acolo de o activare neobișnuită a faliei. În acest caz putem la fel să vorbim de activarea zonei respective? Nu, pentru că ea a fost activă tot timpul într-o zonă, într-un fel caracteristic ei, cu tremure peste 4, mai rare, dar au fost cu tremure de 2, de 1, de 3. Acum, noi cu tremurile sub 2 nici nu le dăm publicității, care însemna să supra-saturăm site-ul. Da. Spuneți că zona aceea se află la intersecția a două falii și că așteptați date în următoarele două ore, să spunem, să vă lămuriți. Ce fel de date? Deci datele care ne indică orientarea falierii, modul în care se produce, adică dipul, să vă spun dumneavoastră, înclinarea faliei, da?
și deplasarea pe planul de falie, de cât a fost. Și aceste date, ce informații vă transmit? Că e posibil să apară și alte serii de cutremure în zonă, mai mari, mai mici, sau ce ar trebui să știe oamenii? Asta ne indică mai bine geometria cutremurului, geometria planului de faliere. Și cam cum se propagă, care e direcția preferențială de propagare a undelor seismice. E ceva mai special la acest cutremur, de exemplu, faptul că s-a produs la o adâncime atât de mică, înțelegem, doar 12 kilometri? Cele din Târgu Jiu tot pe la adâncimea asta s-au petrecut. E posibil să apară replici eventual mai Este posibil să apară, dar teoretic subliniez acest lucru, replicile vor fi mai mici undeva situate la 3-5, cele mai mari. Bun, dar asta din punct de vedere teoretic. Oamenii, în principiu, n-ar trebui să-și facă griji. Oamenii din la magnitudinile astea, bineînțeles că nu trebuie să-și facă griji. Mulțumesc tare mult pentru...